îi permit să vorbească așa despre mine? Scrie piesa. Iar scrie despre noi? Mereu același lucru, nu-i așa? Da, ne bagă pe toți în piesă și te umple de bani bătându-și joc de noi. Ce farsă! N-ai grijă că te bagă și pe dumneata. Trebuie să-l încherici. Eu? Da, ești prietenul lui cel mai bun, stăitor, comprate, câștigătorul premiului Goncourt. Ce ești, domnul Bucari? Ce bani, domne? Bani? Bani am dat? Bani, domnule! Bani, domnule! Lăsați-mă în pace, ce vreți de la mine? 20.000 de franci! N-am bani! Am datorii! Sunt dator vândut! El e de vină! Uitați-vă cum scrie! Uitați-vă cum ne încondeiază! Ce faci, oprește-l! Ce stai? Tai mâna! În viitoarea mea carte, te bag în ea și te omor în chinu. Da! Ce-ai găsit? Mi-a dat cuta! Mi-ai dat cuta, da? E bine, am să-ți dau și o turba. Nu! Păi da, o oare, da! Nu-ți am pus cărte! Domnule! Domnule, a explodat cazanul de la baie! Vecinul a sărit să vă facă! Dar v-a ajutat să cadă, domnule! Domnule, dacă nu plecăm imediat! Da, imediat, ei! S-a prăbușit de toată casa pe noi! Menajera și-a luat câmpii. Leon a rămas singur în scenă. Și-a aprins o țigară. Privește înainte, imaginându-și o sală plină cu spectatori entuziaști, și scrie sfârșit.